bine v-am găsit. Rog pe domnul Petra să spună câteva lucruri despre joc, după care vă stă la dispoziție pentru început. Bună seara! O partidă dificilă, un adversar bun, care ne-a pus ceva probleme. Deși începusem jocul destul de bine, am reușit să marcăm, am mai avut și alte situații. După care, spre sfârșitul primei reprize, am avut așa o cădere, să spun. Am permis adversarului să construiască mai mult, să pună puțină presiune pe noi și să vină periculos în preajma careului nostru. A urmat și acel penalti din la ultima fază a primei reprize. Am intrat la pauză în scor egal. Repriza a doua mult mai echilibrată, să spun așa, fără foarte multe faze de poartă până spre finalul jocului, care a fost destul de aprins. Până la urmă mă bucură victoria, mă bucură faptul că jucătorii noștri au crezut în continuare că pot câștiga acest joc și că nu au cedat. Cum ați trăit finalul ăsta de meci? Ce ați simțit așa? Da, am mai trăit odată, parcă, experiența asta. Da, ce să spun, pentru noi pe margine e foarte greu să trăim asemenea momente, dar pentru publicul spectator, cred că a fost un meci plăcut, cel puțin în ultima parte a lui. Și, ce să spun, cred că toată lumea este fericită. Da, nu mi-aduc aminte. A fost o situație, neapărat o presiune. Mi s-a părut că a fost un galben acordat foarte ușor pentru Octavian Popescu, condițiile în care el a vrut să se debaraseze mai mult de adversarul lui și mi s-a părut un exces de zel din partea arbitrului și am avut o reacție în care într-adevăr am ripostat, n-am făcut altceva, n-am jurat sau am primit un cartonaș și s-au lămurit lucrurile după aceea. Cine a fost omul meritului? Echipa. Echipa, pentru că indiferent că a intrat un jucător sau altul și a avut o contribuție la o fază și s-a marcat un gol, dacă nu aveau colegi în spate, nu putea să ajungă în situația respectivă. Și din punctul meu de vedere, cred că echipa trebuie felicitată. A avut Coman emoții? Ai dat o parte? Nu cred că cazul la el să aibă emoții, dar într-adevăr se vede după atâta perioadă de inactivitate că n-are ritm de joc, că nu mai are reperele care trebuie să le aibă în momentul când intră pe teren. Însă, ușor, ușor, sper să-și revină cât mai curând la forma pe care o avea înainte de a se accidenta. Botoșani, Craiova, Utara, acum cu Rapid, ați câștigat în ultimele minute sau tot în ultimele minute, pentru care este aceste forțe în final de meci? Da, asta am spus. Mă bucură faptul că avem jucători care mental să par puternici în momentul în care reușești să revii în anumite momente sau să poți să câștigi meciul pe final, meciuri grele cu adversari foarte buni, înseamnă că deja jucătorii au căpătat o oarecare experiență și din punct de vedere mental sunt destul de puternici și asta nu poate decât să mă bucure. Credeți că l-a supărat un patron care a început cu Budescu, el a cam criticat și nu știu dacă l-a criticat, mă rog, nu vreau să discut despre asemenea lucruri. Avem un lot bun, că atâta timp cât sunt aici jucătorii, mă pot folosi de cei care îi am la dispoziție și până la alte, să zic, situații în care se va discuta despre o eventuală plecare sau ceva, nu am discutat absolut nimic cu patronul despre așa ceva. Pur și simplu au fost niște declarații ale domnului Gigi Becali, pentru că are pretenții la jucători experimentați, jucători buni în campionatul nostru. E bine că atâtea fani în tribună au fost și, mă rog, și incidente la început, dar cum e un meci, poate să cum e un derby, de fapt, cu fani. Da, e altceva. Trăiești altfel meciul, e altă atmosferă, altă intensitate, alte emoții și jucătorii cred că au fost împinși de la spate poate pe final de joc datorită sprijinului suporterilor. E cu totul altceva. Spuneți să vineau că poate nu poate, are alte așteptări de la jucătorii să-i notați, nu asta aveți, că alte așteptări, vreți mai mult de la jucători pe Cumbunescu sau Fișerul? Tot timpul. În ultima vreme nu au arătat. Da, tot timpul e loc de mai bine.
Dacă nu ar fi așa, nu ne-am mai antrena, n-am mai face nimic, am venit doar la meciuri. Deci tot timpul trebuie să ne gândim să progresăm, să ne îmbunătățim jocul, atât individual al jucătorilor, cât și jocul colectiv al echipei. Așa că tot timpul voi avea pretenții de la ei și în antrenamente și în jocuri să progresăm. Domnule Petre, felicitări pentru victorie, Cristian Barbu, Sportul Salefen. Puteți să-mi spuneți două, trei nume pe lista de transferuri din iarnă? Doriți să completați lotul? Mulțumesc pentru felicitări. Nu m-am gândit momentan la așa ceva, atâta timp cât am venit de puțin timp la echipă. Am avut meciuri destul de grele, acum într-o săptămână trei jocuri. Nu m-am concentrat decât asupra acestor meciuri. Din punctul meu de vedere, avem un lot bun, echilibrat și vom vedea dacă apare ceva, să transferăm ceva care să ne ajute efectiv. N-aș zice nu, dar momentan nu m-am gândit la așa ceva. În top 5 echipe din play-off, considerați că Rapidul este un lucru foarte tare în acest moment? Momentan, da, din moment ce sunt în luptă pentru accederea în play-off, da, însă mai sunt meciuri multe de disputat. Au o echipă bună, mie mi-a plăcut nu numai acum, drept dovadă și începutul sezonului a fost foarte bun pentru ei. O echipă nou promovată care s-a comportat foarte bine și de ce nu poate spera la play-off. Ați prefera un play-off pus sau nu? Nu, aș prefera un play-off cu echipe puternice. Un play-off în care să nu se știe dinainte câștigătoarea jocului sau al play-off-ului. Deci, parcă s-a luptat șoarece pisica, puteam să spunem așa, FCSB fiind evident pisica, iar șoarecele fiind Rapid? Nu cred. Nu. Sunt două echipe bune, jucători valoroși și cu experiență în ambele echipe, cu suporteri minunați, atât noi cât și cei de la Rapid. Nu, cred că a fost un derby frumos. Din punctul dumneavoastră de vedere național, ar fi un avantaj ca dată de sus supra echipa națională? Vă întreb pentru că sunteți principala contracandidată a celor de la CFR. Am mai spus chestia asta. Eventuala plecare Dan Petrescu la echipa națională, nu cred că ar afecta foarte, foarte mult ceea ce se întâmplă la CFR. Au o echipă bună, au o echipă cu jucătorii care au câștigat campionate, cu mare experiență, deja au avansul acesta de puncte, dar nu știu dacă ar fi neapărat un avantaj pentru noi. Revenind la meciul, cam considerați noastră că și-a revenit la adevărat potențial? E greu de spus. Acum mai avem un joc, după care vine pauza competițională, pregătirea și cred că de-abia după aceea, poate până în februarie când, sau în 23 ianuarie când se reia campionatul, vom vedea nivelul la care va fi. Sper cât mai curând, sper cât mai repede să intre în ritm și să ajute echipa așa cum știe el mai bine. Mulțumim. Cu mare drag!